Începând cu 17 martie, România a devenit a 94-a țară din lume unde fumatul în spațiile publice este interzis. Unde este interzis fumatul? Unde se mai poate fuma? Care sunt sancțiunile pentru cei care nu respectă legea? Guvernul a pus la dispoziție un ghid pentru fumători care răspunde la aceste întrebări. Potrivit ghidului disponibil pe pagina web oficială a Guvernului României, se interzice fumatul în orice spațiu public închis, accesibil publicului sau destinat utilizării colective, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, unitățile sanitare, de învățământ, precum și cele destinate protecției și asistenței copilului de stat și private. Este considerat spațiu public închis orice spațiu care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora. Fumatul mai este permis în spațiile publice în aer liber sau spațiile de la locul de muncă fără acoperiș sau cu acoperiș și cu mai puțin de doi pereți, curte, balcoane deschise, terase deschise, chioșcuri deschise. Se mai poate fuma și în stații ale mijloacelor de transport în comun, peroane, refugii, dacă sunt deschise sau au acoperiș și doar un perete, parcuri, în afara locurilor de joacă pentru copii, în locuință, inclusiv orice spațiu închis în care nu se desfășoară activitate economică, nu este loc de muncă, și în alte spații unde se desfășoară evenimente personale precum corturile, terasele, pavilioanele, dar care nu sunt loc de muncă. Administratorii spațiilor publice închise și de locuri de muncă au obligația de a elabora și de a pune în aplicare regulamente interne prin care se interzice fumatul în spațiile închise din respectivele spații și trebuie să marcheze spațiile menționate cu indicatoare cu mesajul fumatul interzis și cu simbolul internațional, respectiv țigareta barată de o linie transversală, și se recomandă afișarea lângă indicatorul cu fumatul interzis, numărul de telefon al celei mai apropiate unități de poliție locală sau structuri de poliție în localitățile în care nu există poliție locală. Regulamentele interne trebuie să conțină prevederi prin care se interzice fumatul în spațiile închise de la locul de muncă și sancțiuni pentru încălcarea interdicției de a fuma. Sancțiunile disciplinare ce pot fi stabilite de angajator sunt prevăzute în codul muncii, iar angajatorul trebuie să se asigure că sancțiunile sunt proporționale în raport cu fapta săvârșită. Un angajat care nu respectă interdicția de a fuma la locul de muncă riscă sancțiuni de avertisment scris, retrogradare în funcție, reducerea salariului de bază până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Persoanele fizice care nu vor respecta dispozițiile legii riscă o amendă contravențională de la 100 la 500 de lei, iar persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis, amendă contravențională de 5.000 de lei la prima abatere, amendă contravențională de 10.000 de lei și suspendarea activității până la remedierea situației la a doua abatere, amendă contravențională de 15.000 de lei și închiderea unității la următoarea abatere. Sancțiunile vor fi aplicate de către reprezentanții poliției locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Română, Jandarmeria, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția de Frontieră și de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, în cazul în care aceștia constată abateri. Sesizarea încălcării legii se poate face prin apelarea numărului de telefon al poliției locale sau al reprezentanților locali, ai MEAI, în localitățile în care nu există poliție locală, și apelarea Inspectoratului Teritorial de Muncă în cazul în care angajatorul nu are elaborate sau completate regulamentele interne conform articolului 5 din legea numărul 15/2016. Scopul principal al interzicerii fumatului în spațiile închise de la locul de muncă și în spațiile publice închise este protejarea sănătății angajaților și a cetățenilor care se află în spațiile publice prin evitarea expunerii la fumul toxic al produselor din tutun.